Problema o să fie de natură financiară. O să vedem dacă reușim să găsim și niște soluții de ale noastre. Nu știu de unde o să le mai găsim și pe astea, dar trebuie să rezolvăm. Financiare, vă și financiare. Și o să mai discutăm cu cei de la Uniunea Europeană. Există un fond de situații din astea de urgență și probabil că unele dintre ele putem să încercăm să le alimentăm și de acolo. Noi mai avem niște bani de la Banca Europeană de Investiții care nu putem să-i cheltuim datorită deficitului bugetar. Deci, cu alte cuvinte, noi am avea de unde să luăm bani. Problema e să avem voie să-i și folosim, pentru că folosind, depășim deficitul bugetar. Și o să încercăm, după ce se termină evaluarea asta cu Fondul Monetar, să discutăm poate o chestiune separată cu inundațiile, pentru că asta e un eveniment neprevăzut care apare odată așa. Dacă ne lasă să cheltuim ceva bani, banii avem de unde să-i luăm. Cel puțin pentru așa ceva, sumele respective nu cred că ar constitui o foarte mare problemă. Mă gândesc că asta ar putea să fie o a treia soluție, adică ce mai putem noi lua din alte părți, de la alte lucruri care erau în curs, să le mai stopăm, să meargă mai încet ca să luăm niște bani de acolo, Uniunea Europeană. Și a treia variantă, dacă obținem așa o oarecare păsuire, o mică diferență care să fie legată de o situație din asta specială.